Cum s-a reacționat, s-a întors și obrazul cel mare, după că ar fi fost Iisus Hristos. Începând de s-a reacționat, s-a întors și obrazul cel mare, după că ar fi fost Iisus Hristos. Începând de astăzi, câteva minute înainte tovarășului Coma, care a sosit acum cu alții general la Timișoara, ordinul, toate trupele primesc imediat muniție de război, de front. Se somează oricine nu se supune, se socotește stare de necesitate, și să aplică legea. În Timișoara a fost atâta și sediu, nu s-a reacționat, s-a întors și obrazul cel mare, după că ar fi fost Iisus Hristos. Începând de astăzi, toate unitățile Ministerului de Interne, inclusiv miliția, trupele de securitate, unitățile de grinice vor purta armament de luptă, inclusiv lanțe. Fără discuții, cu respectarea regulamentelor și normelor legale, de somație, conform legilor, constituției, dar oricine atacă un ofițer, un soldat, trebuie să primească riposta. Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de partid, sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. Niciun fel de justificare. Umanismul nu înseamnă partizare sau capitulare în față cu dușmanii. Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrității țării și socialismului. Trebuie, de asemenea, toate unitățile militare sunt în stare de alarmă și au în această situație și armamentul de luptă, de dotare de luptă. Înseamnă inclusiv muniția. Nu pleacă nicăieri fără muniție de luptă. Unitățile de motorizate, toate merg cu armamentul din dotare ușor, cu armamentul ușor din dotare, de luptă. Se interzice oricine încearcă vreo manifestare, este imediat somat, arestat și pe omul să-mi devolvă să clarificăm, fără niciun fel de discuție. Dacă s-a înțeles bine, și întrebați la Timișoara. Dacă sunt prezenți, să-mi răspundă primul secretar, care îndeplinește și calitatea de comandant al județului, și tovarășul Coman. Dacă sunt prezenți ofițerii acolo. Trăiți la secretar general Băran la aparat, sunt cu tovarășul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispoziției ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. Am terminat. Am întrebat dacă ofițerii sunt în sală. Vă raportez, dar și-o te cu Coma la aparat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce-ați dat dumneavoastră. A început să se atragă deja. Și într-o oră trebuie restabilită complet liniștea în Timișoara. Te rog, chemați și dați-le ordin. Și când sunt, îmi dați și mie să vorbesc pe la telefon. Nu se poate una ca asta. A înțeles? Vă raportez pe Așu Ceaușescu. Capul a trei coloane intră acum în Timișoara. Am trimis acești ofițeri acolo pentru a le întâmpina și le dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată. Am ordonat să se tragă foc. Cu divizii din Timișoara unde e?
și comand? Comandantul diviziei din Timișoara, unde? Raportez, comandul diviziei este la divizie, tovarășe Ceaușescu. Să vină la... împreună cu voi să fie la locul de comandă. Și locul de comandă este Comitetul Județean al Partidului. Asta e punctul de comandă. Am înțeles toată, secretar general. Comand, generalii care au venit din București, șeful statului major, ministrul adjunct și ceilalți, unde sunt? Vă raportez că acum am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe șeful securității, pe șeful miniții care sunt lângă mine. Și organizăm așa cum ați adunat. Rog, acționez în numele meu și pe ei comanda și îmi raportez din 15 minute cum se soluționează problemele. Toți îi chem și le dai ordine să execute. Este o adevărată lovitură de stat. Așa de spaznică. Antisocialistă. Și așa trebuie privită ca atare. Am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turiști străini și să nu mai aibă loc nici așa zisul micul trafic de frontiere. Îl suspendăm. Vom reveni mai târziu. Acum nu avem timp de mic trafic de frontiere. E o fiecare să se ocupe de problemele lor. Nu de micul trafic și nu trebuie să admitem și oricine, și străin, dar și din țară care sunt prinși că de frate, trebuie lovit fără cruțare. Niciun fel de justificare. Mai întreb o dată, dacă aveți ceva, de întrebat sau de spus.